Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul 21. Autor Jacques Delors. Principalele idei ale raportului sunt următoarele. În ciuda unei ușoare descreștere a ratei fertilității, populația lumii nu a încetat să sporească. Se preconizează că aceasta va atinge 10 miliarde până în anul 2050. Globalizarea a dus la retrasarea hărții economice. Noile tehnologii au dus omenirea în era comunicării universale. Manifestări ale problemelor globalizării au repercusiuni sociale și afectează sistemele educaționale. Migrația internațională este una dintre ele, avându-și originele în trecutul îndepărtat, în forme care au variat mult în funcție de epocă sau regiune, mișcările de masă ale populației nu doar continuă și în zilele noastre, dar par să ia amploare. Presiunea exercitată de migrație se amplifică permanent. Nesiguranța legată de soarta lumii îmbracă multe forme. În cursa pentru înarmare nu mai sunt implicate doar câteva state, ci și entități neinstituționalizate, cum ar fi grupările politice și organizațiile teroriste. Chiar dacă pe plan mondial s-au luat decizii în sensul neproliferării armelor nucleare, lumea se află în continuare sub amenințarea celor mai noi și mai sofisticate arme chimice și biologice. Oamenii se simt copleșiți de complexitatea lumii moderne. Neliniștea provocată de incertitudinea cu privire la viitor se combină cu conștientizarea uriașelor dezechilibre existente în lume și a numeroaselor tensiuni dintre localism și globalism, ce rezultă de aici. Presați din toate părțile de o societate modernă, în care de multe ori nu dispun de mijloace necesare pentru a juca un rol important și care poate intra până la un anumit punct în conflict cu loialitatea lor față de diverse comunități locale, oamenii se simt covârșiți de complexitatea lumii moderne, care estompează punctele de reper familiale. Educația trebuie să-i facă pe oameni conștienți de propriile rădăcini. Este evident că lumea nu poate fi înțeleasă dacă nu se înțelege relația dintre oameni și mediul înconjurător. Prin urmare, educația trebuie să-i facă pe indivizi conștienți de propriile rădăcini, astfel încât să poată avea puncte de referință pentru a-și găsi locul în lume, dar trebuie să învețe și respectul pentru alte culturi. Educația creează un mediu în care socializarea poate avea loc. Conștientizarea problemelor existente nu trebuie să constituie un motiv de descurajare, nici o scuză pentru abaterea de la drumul care duce spre democrație. Este vorba despre un proces de creație continuă, care impune contribuția fiecăruia dintre noi. Această contribuție va fi cu atât mai valoroasă cu cât educația va cultiva în fiecare individ atât idealul cât și practica democrației. Învățământul trebuie individualizat în încercarea de a promova originalitatea. Educația civică și practica spiritului cetățenesc sunt fundamentale pentru învățarea modului cum se poate participa la viața socială. Acest tip de dezvoltare fundamentat exclusiv pe creștere economică determină totuși inechități profunde, iar ratele de creștere variază considerabil de la o țară la alta și de la o regiune la alta. Mai mult, diferențele au fost adâncite de competiția dintre țări și dintre diversele grupuri. Distribuția inechitabilă a excedentului creat de o productivitate mai mare, atât între și în interiorul anumitor țări considerate bogate, arată că această creștere economică face să se mărească distanța dintre cei care se dovedesc mai dinamici și restul lumii. Cererea de instruire în scopuri economice este în continuă creștere. Legătura dintre rata progresului tehnologic și calitatea intervenției umane a devenit din ce în ce mai evidentă,
ca și necesitatea pregătirii celor care joacă un rol activ în mediul economic pentru a folosi în scop inovativ noile tehnologii. Noile deprinderi sunt necesare și sistemelor educaționale li se cere să satisfacă această necesitate, oferind nu doar o minimă educație școlară sau pregătire vocațională, dar și posibilități pentru instruirea oamenilor de știință, a inovatorilor și a celor mai buni specialiști. Investiția în cercetare și educație este o necesitate. Țările în curs de dezvoltare nu posedă fondurile necesare pentru a face o investiție eficientă în cercetare, iar absența unei comunități științifice suficient de numeroase constituie un handicap serios. Cunoașterea care conduce la realizări importante în cercetarea fundamentală devine eficientă în acest domeniu doar când depășește pragul critic al unor investiții substanțiale. Rata alfabetizării în rândul femeilor a crescut. Un alt principiu este faptul că unul dintre scopurile educației este să ajute umanitatea să-și țină sub control propria dezvoltare. Fiecare componentă a educației contribuie la dezvoltarea umană. Noțiunea de susținere reciprocă vine să se alăture celei de dezvoltare umană, accentul căzând pe viabilitatea pe termen lung a procesului dezvoltării, pe îmbunătățirea standardului de viață a generațiilor viitoare și pe respect pentru mediul înconjurător, de care depinde orice formă de viață. Tot aici sunt enumerați cei patru piloni ai educației. A învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți, a învăța să fii. A învăța să știi se referă la dobândirea instrumentelor cunoașterii, la achiziția informațiilor. A învăța să faci se referă la relația individului cu mediul înconjurător și modul în care acesta învață prin explorarea mediului. A învăța să trăiești împreună cu ceilalți. Adică a coopera cu alte persoane participând la activitățile umane. Această cooperare presupune o dublă dezvoltare, atât a ta ca individ, prin achiziționarea de informații din această relație cu ceilalți, cât și a celorlalți prin achiziționarea lor de informații din relația împreună cu tine. A învăța să fii se referă la faptul că educația trebuie să contribuie la dezvoltarea multilaterală a fiecărui individ. Minte și trup, inteligență, sensibilitate, simț estetic, asumarea responsabilității și adoptarea unor valori spirituale. Educația pe parcursul întregii vieți este un proces permanent de îmbogățire și de adaptare a cunoașterii și abilităților fiecărui individ, de potențarea capacității sale de a judeca și de a acționa.